Salut, suntem în Comuna Micășoasa alături de primarul Timi Făcurar și de cetățeni de aici din comună care au venit pentru vaccinare. Este o caravană vaccinare organizată în acest weekend aici în Micășoasa și îl felicit pe domnul primar pentru această inițiativă. E un moment foarte bun, am avut ocazia să discutăm cu cetățenii, au venit să se vaccineze tocmai că înțeleg că e soluția prin care pot să-și protejeze familia și cei mai tineri și cei mai în vârstă. Unii sunt deja la rapel, ceea ce confirmă faptul că oamenii rămân serioși pe acest demers. Vă încurajez pe toți, mergeți să vă vaccinați. Succes și foarte bine! Mulțumesc! Pentru că e o discuție națională despre ce se întâmplă cu campania de vaccinare și cum reușim să ducem mesajul vaccinării și în mediul rural. Și din perspectiva asta, voi cum ați procedat aici? Adică cum au aflat oamenii? Noi suntem foarte aproape de oameni, bineînțeles în discuțiile face-to-face în sat, i-am informat despre asta prin afișe, la biserică, domn părinte, a anunțat despre vaccinare. Deci aici la voi, biserica a susținut campania de vaccinare? Da. Asta da. E foarte bine, m-am bucurat. Suntem într-o relație bună cu ei și ne susține inclusiv în proiectul cu ambulanța pentru monumente. Domn părinte a venit pe șantier. Da, pe Facebook, pe toate canalele am informat lumea și e și răspunsul. Iată, a susținut și vaccinul, va începe imediat operațiunea de vaccinare.